În parohia Poiana din județul Suceava a fost sfințit ieri locul pentru o nouă biserică. Slujba a fost oficiată de preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Viitorul locaș va avea hramul sfinților cuvioși Sila, Paisie și Nathan de la Sihăstria Putnei. În duminica a 19-a după Rusalii, parohia Poiana din județul Suceava a fost în sărbătoare. Înconjurat de soborul de preoți și diaconi, preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul a slujit sfânta liturghie în biserica parohiei. În cuvântul rostit cu acest prilej, ierarhul a subliniat de ce este important să iubim pe cei care nu ne iubesc. Omul care îl cunoaște pe Dumnezeu trebuie să fie o treaptă mai sus. Și treapta asta mai sus face cinste omului. În rest, este ca și când a fi la nivelul zero. Nici cu plus, nici cu minus. Dar trebuie să fim puțin pe mai sus. Și de aceea Dumnezeu a zis, iubiți nu pe cei care vă iubesc, iubiți pe vrăjmași, faceți-le bine, dați-le cu împrumut, fără să le luați dobândă și lor, vrăjmașilor, nu doar prietenilor. Eu știu că aceste cuvinte ale Evangheliei sună în zilele noastre ca ceva ieșit din comun. Oamenii, majoritatea dintre ei, nu mai gândesc așa. Gândesc în cadrele Vechiului Testament, unde zicea ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dumnezeu a vrut spus, nu! Îți dă cineva o palmă, nu-i dau una înapoi, ci întoarce eu brazul. În continuare, ierarhul a sfințit clopotnița actualei biserici cu hramul sfinților Arhanghel Mihail și Gavril. De asemenea, a binecuvântat locul unde va fi construită viitoarea biserică a comunității de aici. Se pune temelia acestei biserici pentru slava Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru cinstea și pomenirea sfinților preacuvioși și de Dumnezeu cuvântători părinții ai noștri, Sila, Paisie și Nathan, ocrotitorii acestui sfânt locaș. Biserica pe care noi o construim în viitor este o necesitate. Și spunea cineva la un moment dat că biserica pe care omul o zidește pe acest pământ este un colț de rai pe care Dumnezeu ne-o dorește nouă oamenilor păcătoși. Pentru că numai în biserică putem primi mântuirea sufletelor noastre. Viitorul locaș de rugăciune va fi închinat sfinților cuvioși Sila, Paisie și Nathan de la Sihăstria Putnei.